În bugetul României pe anul 2022 putem vorbi de o premieră. Este pentru prima dată când, în urma discuțiilor purtate între administrația centrală și reprezentanții Horeca, 17 din cele 24 de solicitări ale acestora au fost incluse în bugetul pe acest an. Una dintre solicitările aprobate de guvernanță a fost reintroducerea tichetelor de vacanță cu o valoare de 1450 de lei, scoase din circuit de un fost ministru USR. Totodată există posibilitatea ca în acest an să beneficieze de tichete de vacanță și angajații din sectorul privat, nu doar bugetarii. Este o măsură propusă de PPTR, acceptată în programul de guvernare. Vor fi vouchere de vacanță pentru bugetari, dar vor exista facilități foarte bune și pentru mediul privat pentru acordarea acestor vouchere de vacanță. Este o măsură care s-a dovedit în anii anteriori până nu a fost scoasă de către ministrul USR pe care am avut neșansa să-l avem la turism. O măsură care și-a dovedit eficiența economică, respectiv fiecare euro plătit de stat a adus un euro jumate la buget, o investiție cu randament de 50%. Este senzațională aceste. Putem estima o valoare a voucherului de vacanță? Voucherul de vacanță vor rămâne la aceeași valoare de 1450 de lei. Voucherele de vacanță pentru anul în curs, care se vor emite pe suport electronic, vor ajunge în cel mai scurt timp la beneficiari, în cazul angajaților bugetari, prin instituțiile statului. În ceea ce îi privește pe angajații din privat, se așteaptă o decizie în acest sens în Parlament, pe marginea proiectului de lege care prevede acordarea tichetelor de vacanță și pentru aceste categorii de personal.